anterior, respondenți singur numeau candidatul. La întrebarea respectivă noi am oferit o listă care am presupus noi că vor fi potențial candidați pentru funcția de președinte. Și avem următorul scor obținut. Pentru Igor Dodon ar votat circa 31-30,6%, pentru Sandu Maia 16,4%, Năstase Andrei 13,4%, Voronin Vladimir 10,2%, Leancă Iurie 8,2%, Lupu Marian 5,7%, Tănase Alexandru 1,1%, Sturza Ion 1%, alt candidat din lista respectivă noi l-am exclus pe Renatu Satei, care ați văzut că la întrebare deschisă el este, deoarece, conform noilor prevederi, nu are dreptul să participe în cadrul scrutinului.